Bună și bine v-am regăsit! Li se spune copii, li se spune clone, li se spune iuburi, parfumurilor care imită, dar eu aș zice mai bine parfumurile care se inspiră din parfumurile celebre. Am aici aduse de la mine din colecția mea de parfumuri 4 parfumuri de la Ladies, care mie îmi place să spun că se inspiră din parfumuri celebre. Nu prea îmi place cuvântul clone, să le spun ele. Aduc foarte mult cu parfumuri originale celebre și sunt niște parfumuri ieftine în comparație cu cele pe care le copie sau după care sunt inspirate. Și anume, avem aici un prim parfum de la Ladies, care costă 57 de lei, parfumul Aristea Diamond Lady. Aceasta este cutia lui. Deci, cum spuneam, Aristea Diamond Lady, care este o sticluță, după cum o vedeți, foarte, foarte frumoasă, cu un căpăcel auriu. Are un gramaj de 65 de mililitri, deci nu 50, 65 de mililitri. Și este inspirat din parfumul Lady Million de la Paco Rabanne. El este un fresh, floral, lemnos. Acest parfum este o celebrare a frumuseții și forței feminine. Ca note de vârf, conține portocală amară și zmeură. Ca note de inimă, floare de portocal, iasomie și gardenie. Iar ca note de bază, paciuli, miere, ambră. Este o apă de parfum cu o concentrație de 20% și are o persistență de peste 12 ore. Pe haine persistă chiar și 2-3 zile. Țin să menționez că aceste parfumuri de la Ladies sunt foarte persistente în comparație cu alte parfumuri de la alte firme. Mergem în continuare. În continuare avem tot de la Aristea acest parfum, Aristea Diamond Noir, care este tot la 57 de lei și are tot un gramaj de 65 de mililitri. Observați sticluța, este una pe maro, tot cu același design foarte, foarte frumos. Căpăcelul auriu mai roșcat față de cel Diamond Lady. Și el este inspirat, pentru că așa voi spune, nu voi spune clonă, nu voi spune copie. El este inspirat din parfumul Crystal Noir de la Versace. Este un oriental floral, are esențe senzuale delicate, conține ca note de vârf ghimbir, cardamon, piper, ca note de inimă portocală, bujor, gardenie, nucă de cocos. Și ca note de bază, lemn de santal, mosc și ambră. Tot așa are o concentrație de 20% și persistă cam 12 ore și chiar și peste 12 ore. Filmez la lumină naturală, soarele ba răsare, ba apune. Trece un nor peste el, din această cauză vedeți în așa fel. Cutiuța lui arată în această formă, tot cu un maroniu care arată cum este și parfumul și sticluța. Și îl punem aici. Trecem la următorul parfum, care este Aristea Diamond Your Way, care îl știți foarte bine, l-am mai pus și în alte clipuri.
Nu vă voi spune chiar foarte multe despre el, îl cunoașteți deja, sticluța mea este goală. Această cutie are o sticluță întreagă, vedeți, este sigilată, dar nu avea rost să mai scot parfumul din ea, pentru că deja l-am pe acesta, ca să vă arăt, ea este goală aproape, mai am foarte puțin, care nici nu-l voi mai consuma. L-am purtat toată luna martie și mi-a plăcut tare mult. După cum vedeți, sticluța este una pe alb, cu un căpăcel albastru frumos. Este tot așa la 57 de lei și are un gramaj de 65 de mililitri. Și el este inspirat din My Way Intense de Giorgio Armani. Este un floral fructat. Are ca note de vârf flori de portocal și bergamotă. Note de inimă, iasomie și tuberoză și ca note de bază, vanilie, mosc. Este o apă de parfum concentrație 20% și are o persistență de peste 12 ore. Și mai am aici un parfum. Ele sunt mai multe, dar eu le-am adus pe acestea care le am. Și aici mai avem un parfum de la Gold Touch. Și este parfumul original de damă Gold Touch, acela Angels GT545. Aici scrie dacă puteți vedea. Deci este Angels GT545. Dacă se poate vedea. Pentru că ele sunt mai multe și sunt pe coduri, denumirile. Deci Angel's Touch are un gramaj de 50 de mililitri și este inspirat după parfumul Angel de la Thierry Mugler. El este un parfum oriental și ne seduce cu aromele sale angelice dintr-o lume de vis împreună cu note senzuale și pasionate. Aromele de paciuli, praline, caramel, vanilie, miere, cocos se împletesc într-un festin olfactiv. Are ca note de vârf pepene galben, cocos, citrice, iasomie, bergamotă, vată de zahăr. Ca note de inimă, miere, caise, mure, prune, orhidee, piersică, lăcrămioare, trandafiri. Și ca note de bază, paciuli, praline, caramel, vanilie, ambră. După cum vedeți, are o compoziție complexă. Acesta este un parfum cu o concentrație de 22%, mai mare decât cele trei care au 20%. Și tot așa, persistența este de peste 12 ore. Ele au un siaj foarte bun, să știți. Acum depinde de fiecare. Vrei, te dai mai puțin, vrei mai mult, te dai mai mult. Dar sunt niște parfumuri foarte, foarte frumoase, care mie îmi plac foarte mult. Cam aceste parfumuri am vrut să vi le arăt, cu mențiunea că puteți oricând să le cumpărați, să le testați, să le folosiți, să vedeți dacă vă plac. Acum că știți că ele sunt inspirate după parfumuri celebre care sunt mult, mult mai scumpe. Deci 57 de lei sau 61 de lei în comparație cu sute de lei, 3-400 de lei și chiar mai mult. Eu vă mulțumesc că m-ați urmărit, sper să încercați aceste parfumuri și care dintre voi le-ați încercat, le-ați testat, le-ați purtat, puteți lăsa în comentarii să-mi spuneți dacă v-au plăcut sau nu. Vă mulțumesc pentru vizionare, ne vedem în curând!